În plin război politic, în timp ce aflăm că sunt lideri importanți de partide care își dau demisia nemulțumiți de candidaturi, e cazul lui Alin Nica, președintele CJ Timiș, care a anunțat că pleacă din partid, nemulțumit că acolo PSD-ul vrea să-și impună propriul candidat, e în plin război pentru găsirea unui loc 1 pe lista europarlamentarelor. Lupta se duce între Mihai Tudose și Rareș Bogdan. Ciucă și Ciolacu, umăr la umăr, împreună cu secunzilor, dacă îi putem numi așa, pe domnii Bode și Paul Stănescu, pe șantierele României, acolo unde vor răsări și vor înflori autostrăzile. Domnii Ciucă și Ciolacu lansează apeluri insistente la depășirea orgolilor, la unitate, la depășirea haosului și a răzbunării, sigur în numele binelui superior al poporului. Cu toate acestea, sunt în continuare discuții aprinse pe tema candidaturilor. Analizăm această ședință alături de invitatul meu de la această oră, profesorul Cristian Preda, a fost europarlamentar. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine mulțumesc pentru prezența dumneavoastră! Mulțumesc. E un moment critic, deși am fi crezut, domnule profesor, că lansarea candidatului pentru București înseamnă un moment de respiro, că au reușit. În fine, a fost greu, dar le-a ieșit, au lansat un candidat. Lupta însă văd că de-abia acum începe, sunt lideri importanți de filiale care pleacă din partide, sunt candidați care părăsesc practic listele, chiar dacă se află pe locul întâi. Cum ați defini fotografia acestui moment? Cred că e începutul sfârșitului lui Iohannis. Eu cred că a început despărțirea de Klaus Iohannis și planurile lui. Simbolic, ieri a părăsit lista cea care fusese împinsă la această candidatură de președinte și era expresia acestei voințe de a ține împreună... Deci doamna Chiriac fusese împinsă de Klaus Iohannis. Sunt convins de acest lucru. Din surse pe care le am eu în Ministerul de Externe, toată lumea știe că dânsa a fost o protejată a președintelui, a trimis o consul în Bavaria când s-a eliberat acest loc de la birou, de la reprezentanța Comisiei Europene la București, a fost adusă din Bavaria acolo. În fine, au fost tot felul de mașinațiuni pentru a o impune ulterior pe această listă. Și cred că acest abandon e simbolic, adică e separarea de viziunea lui Klaus Iohannis, pentru că lumea a început să vadă că și planurile de mărire ale lui Iohannis se surpă, nu? De când a anunțat candidatura la NATO, nu e nimeni care să fi spus să-l susținem. Sunt unii care au sugerat așa, cu jumătate de gură, că e bine să fie mai mult de un candidat, dar nimeni n-a spus îl susținem pe Klaus Iohannis. Și în plus, încercarea asta de a pune împreună două partide care vor trebui să răspundă pentru guvernările din ultimii 4 ani, e foarte delicată, pentru că sunt situații în care PSD și PNL nu s-au înțeles niciodată și nu au intrat în combinația asta pe care a impus-o Klaus Iohannis. Acum, cei doi lideri, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, au forțat tragerea mai încoace, devansarea alegerilor locale și acum forțează candidaturi comune. Oamenii nu erau pregătiți, sunt mulți nemulțumiți în teritoriu, în primul rând că pierd luni bune din mandatele pe care le-au câștigat în septembrie 2020. Unii au intrat în funcție în octombrie și mulți sunt nemulțumiți pentru lucrul ăsta foarte simplu, că li se taie practic o bucată din mandat. Nu? Cei care nu vor fi realeși, unii sunt în această situație, sau cei care se tem că nu vor fi realeși, sunt extrem de nemulțumiți. Și asta cred eu că e momentul în care încet, încet PNL și PSD se despart de Iohannis. Credeți? Eu așa simt. Asta este feeling-ul meu, că pare să nu se lege nimic. Nu uitați-vă, și la capitală de săptămâni bune au căutat o soluție cu un candidat comun, testând în sondaj, adică nu luând în seamă propriile forțe din partide sau având pe cineva curajos care să se bată pentru a asuma poziție. Și ce a ieșit? A ieșit... Bun, să mergem pe acest enunț pe care l-ați făcut. Doamna Chiriac ar fi fost propulsată și plasată în fruntea listei pentru europarlamentare de Iohannis. De ce s-a retras?
Bun, s-a retras pentru că presiunile făcute de cele două partide au fost foarte mari. Acum, înțeleg că legal trebuia să facă parte dintr-un partid. Aici, nu? Este o chestiune de ordin legal și doamna Chiriac, îmi pare rău să o spun, ignorantă, în singura declarație publică pe care a făcut-o a spus: eu voi merge independentă pe această listă. Deci nu știa ce prevede, cred că articolul 16, litera 3. Uh-huh. Pe urmă, cele două partide s-au bătut pe candidatura ei, pentru că, vedeți, faci listă comună, dar tu când ajungi la Bruxelles și la Strasbourg, trebuie să-ți numeri candidații cu care mergi în grupurile tale politice, că nu vor merge cei de pe această listă comună în același grup parlamentar. Nu? Cei care sunt PSD se duc în grupul socialiștilor, cei care sunt peneliști se duc în grupul popularilor. Și atunci, sigur că una dintre persoane, chiar cea care era pe locul întâi, conta și pentru o tabără și pentru cealaltă. Și a zăzut. Și un partid și cealaltă au făcut presiuni. Doamna Chiriac, nu știu, nu-mi dau seama dacă s-a mers până acolo încât să fi cerut modificarea legii care prevede că dacă ești pe lista unui partid sau dacă ești pe lista unei alianțe, trebuie să fii membru al partidului respectiv sau al unuia dintre partidele care se aliază. În orice caz, n-a cedat acestei presiuni făcute de cele două partide și a plecat. Presiuni care, pentru o dată, erau în acord cu legea. În acord cu legea. Acum, da. Bun, au schimbat ei Ciolacu și că Ciucă, nu, au schimbat diverse lucruri. Nu lor fi simpatici totdeauna, dar de data asta de așa data trebuia. Asta prea era cusută cu ața albă. Deși, vedeți, sunt tot felul de situații stranii. Toți zilele astea se discută foarte mult despre candidatura doamnei Grapini pe lista PSD. Eu am reclamat și în 2019 faptul că dânsa era vicepreședintă la Partidul Umanist și cu toate astea a fost plasată la PSD. Au pus Batista pe țambal, cum se spune cu un limbaj neacademic, și doamna Grapini a candidat pe listă ca formal PSD-istă, după care, când a apărut în Parlament, era din nou la Partidul Umanist, ceea ce e și acum. Deci dacă veți căuta pe site, intrați acum, o să vedeți că dânsa e, nu știu ce, președinte de onoare, executiv, nu știu cum, la acest partid. Uh-huh. Dar ea este dată ca o candidată a PSD-ului. Iar să încalcă legea, că nu e o alianță între PSD, PNL și Partidul Umanist. De altfel, acest Partid Umanist are la capitală un alt candidat, pe domnul Piedone. Deci e un haos complet. PSD în același timp negociază o listă în care aparent ar apărea doamna Grapini în mod ilegal, că nu este membru PSD, dar fixează un alt candidat împotriva celui care conduce de fapt acest partid umanist, primarul de la sectorul 5, Piedone. Însă, revenind la istoria asta cu lista comună a PSD-PNL, nu știu, mie mi se pare că este un lucru la fel de penibil cum a fost seria de încercări pe care le-au făcut liberalii acum 8 ani ca să găsească un candidat la capitală. Vă amintiți că l-au pus întâi pe Ludovic Orban. Orban a plecat pentru că era acuzat într-un proces și a spus: eu nu mă prezint, trebuie să merg în justiție mai întâi, nu? A făcut totuși un gest de onoare. Pe urmă l-au pus pe Marian Munteanu, spre stupefacția publicului. Acesta a fost și el retras după câteva zile și iarăși se codeau, nu vrea nimeni, l-au pus pe săracul Predoiu, care era președintele organizației din capitală, și Predoiu a făcut un scor dezastros. Deci cred că doar un asemenea episod se apropie de ce s-a întâmplat acum cu această listă unde trebuia să fie cineva. Vă întrerupt, Nicușor Dan, declarații în direct, pentru că au fost dezbateri pe tema bugetului. Ascultăm pe Nicușor Dan. E o chestiune mai mult tehnică care putea să fie rezolvată încă de acum 3 săptămâni. Eu vreau să mulțumesc partenerilor noștri care ne-au ajutat și în special băncilor care au, de pe o zi pe alta, au făcut acte adiționale ca să nu intrăm într-o, din punct de vedere financiar, primăria capitalei să nu intre într-o situație neplăcută. Ce valoare are acum? Bun, bugetul este mare, însă ce e important sunt aproximativ 5,5 miliarde lei, care sunt bani care vin din impozitele și taxele bucureștenilor. Peste ei se mai adaugă alte sume care sunt în linii mari fonduri europene, care vin și în măsura în care le cheltuim
sunt suplimentari față de acest buget și mai sunt fonduri care vin de la stat și care doar trec pe la noi, cum sunt salariile medicilor și sincer să zic, niciodată nu fac acest total pentru că sunt bani care vin și pleacă și nu sunt în gestiune. Astăzi a fost domnul Legoiță să depună o plângere împotriva noastră pentru abuz. Cum comentați? Da, e un om foarte curajos, îl felicit să se apropie de parchet singur. Foarte curajos. De ce? Știe el. Are plângere. Numai un pic. Lăsați un pic, vă rugăm. Nu întrebați, că vă spuneți, nu întrebați. Așa. Bun, mai avem o întrebare. Deci astăzi Sorin Grindeanu a spus că sunteți singurul primar care nu acceptă metroul, să preia metroul. Ce spuneți? Da, e o discuție pe care care a început acum 2 ani și jumătate. Din păcate ea s-a suprapus cu un moment în care noi ceream bani 2022, vă aduceți aminte, tot anul 2022, noi am cerut bani spunând că din cauza creșterii prețului la gaz nu o să putem să închidem bugetul. Deci tot anul 2022, din lună în lună, mergeam la guvern și ceream bani. Celelalte localități au primit 800 de milioane de lei. În total noi am primit 6 milioane sau 12, nu mai țin minte exact. Deci în același moment în care guvernul nu ne ajuta pe partea de termie cum a ajutat celelalte localități, ar fi fost, cum să zic, o aventură să preiei și metrou fără să ai garanția că guvernul îți va da banii. E o discuție instituțională pe care să o avem după alegeri, în condițiile în care, desigur, în condițiile în care există o garanție și pentru, adică e o discuție tehnică complicată, care există o garanție pentru subvenția, care e cam de 1 miliard de lei pe an, care cumva echivalente cu subvenția pe care o dăm noi pe transportul public de suprafață și un agreement pe investițiile pe care metroul trebuie să le facă. Evident că e ceva ce ne interesează, dar trebuie să avem încredere unii în alții și să existe o predictibilitate și instituțională și financiară. Adică de exemplu, ce ar trebui să se întâmple concret? De exemplu, deodată, față de anul trecut, am avut un minus de 600 de milioane de lei în buget. Lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple, da? Și deci trebuie ca ele să fie într-atât de bine scrise și agreate, astfel încât să nu ne trezim deodată că nu avem bani de alte lucruri. Dar tu ai spus în ce condiții veți accepta preluarea? Adică ce ar trebui să vezi? Concret. Condițiile în care acceptăm este ca toată finanțarea de care metroul are nevoie să ne fie asigurată, pentru că în momentul ăsta, dacă noi am preluat fără o sursă de finanțare, ne-am dezechilibrat foarte tare bugetul. Domnule primar, 20% din bugetul capitalei merge către cheltuielile de personal. Ne puteți da o estimare despre ce număr de angajați vorbim? 7.000, cu tot cu instituțiile din subordine. Și excluzând medicii care sunt plătiți prin alte mecanisme. Domnule primar, avem o situație cu prilojițele în capitală. 2 școli infestate, a fost și un magazin de mobilă și un spital. La nivelul primăriei, există vreun plan, o acțiune, o analiză în acest sens? În momentul de față, noi mergem numai pentru transmițătorii de boli, cum sunt țânțarii, cum sunt șobolanii, cum sunt alte insecte și animale. În măsura în care situația se amplifică, o să discutăm cu și cu compania noastră și cu ADI-ul nostru ca să intervenim. Dar știți că în alte țări de largă respirație democratică, în Franța, în Belgia, au fost probleme mari. Nu ar fi mai bine să prevenim decât să așteptăm să se întâmple, să se agraveze situația? Da, o să avem discuția asta cu cei de la ADI, care cumva fac, unde există specialiști pe mai multe direcții și care fac planul de intervenție anual. Domnul Cătălin Cârstoiu scrie într-un comunicat de presă apărut chiar acum de ultimă oră în felul următor, citez: în propunerea lui Nicușor Danu se acoperă datoria, este doar până la nivelul lunii decembrie 2022. Da. Cum comentați? Da. Noi am plecat în octombrie 2020, respectiv în ianuarie 2021, când am început să facem bugetul, am plecat de la minus 3 miliarde de lei. Și atunci am fost nevoiți să tăiem
pentru de la minus 3 miliarde de lei datorii curente și de la conturi blocate. Conturi blocate înseamnă că nu puteam să plătim investițiile necesare pentru UEFA, care urma să se desfășoare în 2021. Înseamnă că nu putem să facem nicio investiție publică. Am fost nevoiți să tăiem și am tăiat din foarte multe locuri și ne-am redresat. Acum, propunerea mea a fost ca, după ce 3 ani față de hotărârea de Consiliu General, noi am dat 250 de lei în loc de 500 de lei, 3 ani ca să compensăm să dăm 750 de lei în loc de 250 de lei, bugetul s-a aprobat, o să facem asta. Da. Pentru că ați făcut vorbire despre hotărârea de Consiliu inițială, de ce nu ați modificat hotărârea de Consiliu inițială cu înjumătățirea acestui stimulent? Da, a fost... L-ați auzit pe Nicușor Dan în ziua în care, după 4 tentative eșuate, în fine s-a votat bugetul capitalei. Săptămâna asta Nicușor Dan l-a lăsat fără atribuții pe singurul său viceprimar de la PNL. Apoi viceprimarul Bușdoveanu a revenit, a spus că de fapt i-a dat alte atribuții, nu l-a lăsat total fără atribuții. În fine, e de urmărit ce se întâmplă în momentul ăsta la Primăria Capitalei, dar și mai savuros, domnule profesor Preda, este scandalul politic care pare că se adâncește. Sunt impresionante tentativele liderilor Ciucă și Ciolacu să țină oala pe capac, capacul pe oală invers, mă scuzați, se vede că n-am prea multă experiență. Da. Haideți să ascultăm declarația făcută de Nicolae Ciucă. Apeluri insistente, lansate în urmă cu mai puțin de jumătate de oră, la unitate, la coeziune, la găsirea unei căi de coabitare între PNL și PSD, după ce președintele CJ Timiș Alin Nica a anunțat că își dă demisia și merge către Forța Dreptei. Îl ascultăm pe Nicolae Ciucă chiar acum. Nu chiar acum, mă rog. Și Ciolacu spune cam același lucru. Haideți să ne ascultăm pe domnul Ciolacu. După ce depășim cele mai mari orgolii, sunt cele locale întotdeauna, eu cu domnul președinte Nicolae Ciucă am depășit aceste orgolii și am văzut ce înseamnă buna credință, ce înseamnă o echipă pentru România, nu neapărat pentru noi doi. Și să știți că eu sunt mândru de această decizie și cred că drumul corect acesta este. Și vom vedea prin votul românilor pe lista comună de la europarlamentare dacă aceasta este calea pe care o avem de urmat. Suntem cu toții conștienți că dezbinarea și haosul sunt dușmanii României, dușmanii noștri ai tuturor. Dezbinarea pentru că în loc să putem să punem la oaltă toate eforturile și toată forța să ne dezvoltăm și să avem o dinamică a dezvoltării, haosul pentru că știți cu toții are efecte în tot ceea ce înseamnă derularea proiectelor, absorpția de fonduri și în tot acest ansamblu, am spus-o și o subliniez în continuare, prin tot ceea ce înseamnă responsabilitatea la nivelul liderilor politici, trebuie să dea deoparte tot ceea ce ține de orgoliu personal sau orgoliul vreunuia dintre partide, pentru a putea să-și dedice întreaga activitate așteptărilor cetățenilor. Cetățenii așteaptă de la noi să fie ordine, să existe o asumare și o claritate. Da, domnul Ciucă, l-ați auzit, cetățenii așteaptă de la noi să fie ordine. Ambii lideri au vorbit despre dușmanii României în acest moment, care sunt dezbinarea și haosul. Poate dușmanii lor, ai partidelor, în interiorul lor. E interesantă toată această, parcă sunt speaker motivaționali amândoi, domnule profesor. Da, în fine, mi se pare că mai degrabă derapează așa către un fel de filozofie morală.
ceea ce e destul de straniu, să auzi doi lideri de partid, unul care e prim-ministru, celălalt care a fost prim-ministru, nereușind să lege o frază și să ne spună ce vor de fapt. Aceste conflicte din interiorul coaliției, conflicte din partide, erau, cum sugeram și mai devreme, înainte de a asculta pe domnul Nicușor Dan, erau de așteptat, adică nu e un secret aici. Vedeți dumneavoastră, a mai existat o perioadă în care PSD și PNL au fost împreună, anume în 2012. De atunci până în 2014 au reușit să țină un guvern, aveau și planul că unul dintre partide dă prezidențiabilul, celălalt rămâne cu post de prim-ministru, cam cum e configurația sugerată și acum. Ei bine, în 2014 s-au despărțit, chiar înainte de alegerile europene. Acum, fusese vorba până acum câteva săptămâni ca și PNL să candideze din nou singur acum, cum s-a întâmplat și acum 10 ani. Până la urmă, în ultimul moment, când se coceau listele, s-a recurs la acest mariaj al listelor, nu? Partidele din guvern au hotărât să se prezinte împreună în fața alegătorilor. Și de fapt ăsta va fi testul 9 iunie. Noi vom vota pro sau împotriva guvernului. Că ei au vrut să meargă împreună, nu? Cele două partide de la guvern. Ei bine, asta, această dorință de a pune guvernul la judecata cetățenilor, a creat tot felul de tensiuni. Pentru că, din nou, sunt locuri în care PSD și PNL au rămas partide adversare. Sunt locuri în care sunt istorii foarte vechi care îi separă. Acum, după ce au forțat candidaturile comune la europene, au mai făcut ceva. Au vrut să găsească un candidat comun la București. Spuneam și mai devreme, nu cred că au găsit de fapt o soluție. În acest moment e greu de crezut că acest domn Cârstoiu ar putea lua mai multe voturi decât ar fi luat doamna Firea sau chiar domnul Burduja, zic eu. Dar ce se întâmplă acum este pasul următor, că forțând soluția de la București sau aparenta soluție de la București, caută să o impună în câteva alte orașe. Sigur că referința lor, obsesia de fapt, este să îi învingă pe primarii USR. Că de fapt, dacă ne uităm doar în orașele unde sunt primarii USR, vor aceste candidaturi comune. Adică la Timișoara unde e Dominic Friț, la Brașov unde este Coliban, la Bacău unde este Viziteu. Stai cu Viziteu, cum îl cheamă. Bun. Acolo să caută această luptă cu useriștii, cu primarii pe care i-a dat USR. E adevărat că sunt orașe simbol, nu? Timișoara e un oraș foarte important pentru istoria recentă a României, nu? Capitala e capitală. La fel Brașov și Bacău, care au ieșit din epocile în care fuseseră dominate fie de PSD, fie de PNL, Brașov a căpătat și el o altă față și acum vor să-l dislocă de acolo și pe Coliban. Cam ăsta este planul, dar vedem că de îndată ce caută o variantă de opoziție pentru primarii în funcție, nu prea le iese, adică fie nu au pe cineva, fie dezlănțuie conflicte în filiale. Asta e poza în acest moment. Îi vedeți mergând împreună la parlamentare, la legile pentru Parlamentul României? Acum, în fine, e greu de făcut profeții, cum să le spun, de anticipat ceva, pentru că, vedeți, ei înșiși sunt foarte instabili. Adică, pare rău să nu vă spărați pe mine, dar îmi cereți să fiu mai vizionar decât sunt ei, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, adică totul e improvizație, chiar așa nu... Păi, uitați-vă, acum cât sunt în iunie anul trecut, cel care conduce lista PSD, domnul Mihai Tudose, a fost acuzat de hărțuire sexuală pentru Parlamentul European în relația cu asistentă parlamentară. Nu? Și presa a sărite în aer atunci parlamentari peneliști, doamna Calista, care e la Comisia pentru Egalitate de Șanse, a cerut o anchetă a domnului Mihai Tudose. Acum peneliștii nu mai au nicio problemă cu domnul Mihai Tudose, că n-a obiectat cineva că domnul Tudose este acolo pe listă. Nu? Și totul pare să fie acoperit de această dorință de a merge împreună la alegerile pentru Parlamentul European, deși
Spuneam și mai devreme, sunt din două grupuri diferite. Nu mai există un caz similar în Europa în care un partid din grupul socialist să se alieze cu un partid din grupul popular. Nu mai există. Există guverne în care partide de diverse orientări, guverne de coaliție în general, guverne de mare coaliție și cu o pluralitate de partide s-au pus împreună. Dar așa ceva ca la noi nu mai există nicăieri. Sigur că forțând o asemenea soluție înmormântează probleme serioase, probleme etice de pildă, nu? Simulează soluții, că iarăși ne uităm că și PSD și PNL anunțau cu sule și trâmbițe numai departe de acum câteva zile, când a fost ziua femeii. Anunțau că vor avea niște liste cu femei, că vor merge la paritate. Unde este paritate? Nu e. Unde este paritatea? Ce apare acum tocmai în presă, nu e. Nu. Da, și tocmai ce vedem este că liderul Ciolacu, dacă e să-l luăm în serios, a făcut tot posibilul pentru a o disloca pe Gabriela Firea. Acum, n-am eu simpatie pentru Gabriela Firea, nu am niciun motiv pentru asta. Dar în termenii pe care chiar acest domn Ciolacu i-a formulat, devenise brusc feminist, Firea este o victimă a președintelui de partid, pentru că ea din organizația PSD avea cel mai bun scor, un scor apropiat al lui Nicușor, nu? Eu votez cu Nicușor, nu mi-ascund această opțiune, că nu sunt fățarnic. Și cred că Gabriela Firea ar fi fost o amenințare serioasă pentru Nicușor Dan. Deci, în condițiile astea, de ce a eliminat-o domnul Ciolacu pe Gabriela Firea? Nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles și nu se va înțelege. De asta vă zic, sunt gesturi violente. De ce a lăsat-o până în ultimul moment, Gabriela Firea, exprimându-și public nemulțumirea, supărarea, dezamăgirea, de câte ori a avut ocazia? Sigur, acum știți cum e, de când a izbucnit scandalul azilelor, lectura politică a fost Ciolacu o execută pe Firea. Deci asta nu era un lucru... cum se cheamă, necunoscut, nu? Foarte mulți dintre cei care au acces la aceste culise au spus, de fapt, este o operațiune montată de Ciolacu, nu de altcineva. Așa s-a interpretat și domnul Ciolacu nu a spus niciodată, domnule, nu. Din potriva, a zis, nu mai e, ne mai gândim. Aș vrea să mă întorc la ceea ce spunea asta începutul emisiunii, că e important. Relația Iohannis-Ciolacu, da? Ciolacu văzut ca vioară întâi a acestei coaliții. Exemplul pe care l-ați dat, Ramona Chiria, care ar fi fost impusă de Iohannis lui Ciolacu pentru primul loc pe listă. De aici înainte spuneți că e posibil să se producă o ruptură, o schimbare a relației celor doi? Da, pentru că sunt totuși și alte semne. Astăzi, brusc, a apărut în presă informația că domnul Iohannis, care până acum era susținut, cel puțin prin tăcere, de PSD și PNL pentru poziția de secretar general la NATO, a mințit când a spus că România a cheltuit 2% din PIB, ba chiar mai mult, anul trecut. Apare această informație într-un raport al NATO, da, care arată raportul, că România a cheltuit 1,6. Da, raportul a ieșit acum câteva zile și mulți oameni l-au văzut. El n-a ajuns însă să fie un subiect de discuție decât acum. Mi se pare că e din nou un gest făcut împotriva lui Klaus Iohannis. Pe urmă, cum să vă spun, partidele, știți, sunt niște organisme care calculează. Pe lista PSD-PNL s-au pus 20 de nume. Astea sunt numele pe care le-am văzut ieri. Ca să aibă 20 de aleși în Parlamentul European, e vorba de listele pentru europene, această alianță trebuie să ia 60% din voturi. Da? 60%. Ăsta este calculul din mandatele care ne revin 9-33. Ca să-ți iasă 20, tu trebuie să iei 60%. Asta, în mod ideal, ar însemna că PNL câștigă din cele 20 de mandate 10 și PSD câștigă tot 10. În condiția în care, să zicem, ar avea o paritate perfectă și, într-adevăr, acest scor s-ar realiza. PNL are în acest moment 10 deputați europeni în Parlamentul de la Strasbourg. Ca să mențină scorul actual, performanța alianței ar trebui să fie însă cea de 60%. Niciunul dintre
Niciunul dintre liderii celor două partide n-a anunțat așa ceva. Au spus, poate, până redistribuire, luăm... Ce înseamnă asta? Asta va însemna că e mai degrabă improbabil ca PNL-ul să câștige atâtea locuri câte are în acest moment, că să iei 60%, totuși înseamnă ceva în țara asta. Au luat în 2012 60% când erau împotriva lui Traian Băsescu, erau în opoziție și așa mai departe. În aceste condiții, dacă PNL merge la Strasburg cu un număr mai mic de deputați decât cei pe care i-are în prezent, speranțele pe care le are PNL pentru a ocupa pozițiile pe care le are în grupul politic, o poziție de vicepreședinte, poziția pe care o deține de asemenea în interiorul Partidului Popular European, tot o poziție de vicepreședinte, și respectiv o poziție pentru Klaus Iohannis, toate aceste revendicări vor fi privite cu mare scepticism, pentru că dacă tu pleci de la 10 locuri și te întorci cu mai puține, nu poți să ai tupeul să soliciți sprijinul propriului tău grup când te duci cu un scor mai prost. Deci calculul făcut în ideea că o alianță cu PSD îți explodează scorul, îți dă un sprijin și mai bine, încep să se vadă, încep să se simtă eronate, pentru că niciun sondaj nu-i dă pe oamenii ăștia 60%. Singurul sondaj care a ieșit până acum era la 42%. Asta înseamnă că ești cu mult sub această bară pe care... a ambițiilor despre care vorbeam. Asta să însemne că în interiorul partidelor turbulențele sunt îndreptate nu doar împotriva partenerului de guvernare și iată potențial de liste, ci împotriva unora dintre cei care au decis aceste liste. Pentru că vă dați seama, dacă domnii Ciucă și Ciolacu se întorc, mă rog, descoperă după 9 iunie după ce se publică rezultatele la alegerile din 9 iunie că ei nu au majoritatea, așa cum au promis-o, ei sunt complet delegitimați și riscă fiecare dintre ei să-și piardă scaunul. Cam asta este, cred, în acest moment dinamica în interiorul acestor partide și în relație dintre cele două. Da, reamintesc ceea ce a subliniat și dumneavoastră, a apărut un raport al Alianței Nord-Atlantice în care este subliniat faptul că România și-a subfinanțat armata. Dacă în declarațiile politice, liderii politici spuneau că merg către armată 2,5%, procentul de 2,5% din PIB merge către armată, e bine, în realitate, el este de doar 1,6% pentru apărare. Adică o suspiciune de minciună aici, la nivelul cel mai înalt. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Ce reținem din această săptămână politică, de departe cea mai agitată dintre toate și care nu s-a încheiat, pentru că sunt în continuare nemulțumiri legate de candidaturi, demisii, scandaluri mari în zone importante ale Bucureștiului. Domnule profesor Preda, pentru că sunteți alături de noi, haideți să facem, cu acordul dumneavoastră, un fel de radiografie a șanselor candidaților în momentul ăsta. Îl avem pe domnul Cătălin Cârstoi, a și vorbit de câteva ori, a acordat deja câteva interviuri. Unii îl consideră arogant, alții spun că e egocentric, alții spun, în fine, un om cald, un om care are experiență managerială, dar nu are suficientă notorietate. Din experiența dumneavoastră, în cât timp se poate construi o notorietate și cum vedeți lansarea medicului Cârstoi? Da, vedeți, dânsul vine de la Spitalul Universitar, care e un spital foarte important și înțeleg că are un foarte bun prestigiu, nu l-am întâlnit, dar sigur că lumea medicală e o lume unde ierarhiile sunt foarte clare. Are un mare handicap în raport cu predecesorul lui și în funcția de la Spitalul Universitar și în politica din București, doctorul Sorin Oprescu. Acum, doctorul Sorin Oprescu, în momentul în care a candidat la primărie, era deja cineva foarte cunoscut. Adică avea nu doar cariera medicală și, din nou, prestigiul unui chirurg foarte bun, dar avea deja un profil politic. Adică n-a început cariera politică în sensul candidaturilor, al implicării într-o campanie,
fără să fie înainte perceput ca un actor veritabil, nu? Cu un anumit stil. Acum, de când a intrat în toate buclucurile astea și a fost condamnat, a fugit din țară, e dat în urmărire și așa mai departe, e un alt profil. Dar pe vremuri era hâtru, era un om care vorbea cu ușurință, avea calitățile cuiva care poate să facă în mod credibil politică, nu? Că pe urmă a făcut ce nu trebuia să facă, pentru că de asta a fost condamnat. Asta e altă poveste. Despre domnul Crăstoiu nu știm nimic ca persoană publică, nu? Și vedeți, în general, atunci când faci un asemenea pas către o carieră politică, din două una, ori ai o notorietate deja construită, nu? Și lumea te știe în mod natural, nu? Și doar îmbraci haina politică, ori te sinucizi politic. Pentru că a transforma reputația profesională într-un capital politic, asta cere timp. Nu se poate face în două săptămâni sau în două luni sau în jumătate de an. Nu? Sigur că noi am avut în ultimii ani tot felul de surprize. Nu? Atunci când a fost numită doamna Dăncilă prim-ministru, deși dânsa era în Parlamentul European de o bună bucată de vreme, notorietatea ei era de 2%. Ce înseamnă notorietate? Eu vreau să aduc pentru că am văzut că în ultimul timp se folosește în mod greșit acest termen. Lumea crede că notorietatea e încredere. Nu, e gradul de cunoaștere a unei personalități, nu? A unei persoane. Dacă te știu 2 din 100 de români, șansele să voteze 30% cu tine sunt inexistente, nu? Că lumea n-a auzit de tine. Sigur că, veți spune, ștampila politică, eticheta politică e decisivă. Uneori e decisivă eticheta politică. Dar într-o competiție unde avem candidați care sunt foarte bine profilați, nu? Primarul în funcție, care s-a dat de ceasul morții să facă diverse lucruri. A început mari lucrări, a reparat parcuri, a făcut lucruri pe care mai mult sau mai... Sunt și nemulțumiri legate de... Sunt și nemulțumiri, evident. Doar în sistemele totalitare nu sunt nemulțumiri, că sunt ascunse. Dar Nicușor Dan e cineva care se bate pentru București. A fost actor civic, s-a luptat să salveze clădiri, s-a bătut cu tot felul de monștri imobiliari, nu? Când a intrat în cursa pentru primărie, el avea deja un renume politic, nu? Și civic. La fel, chiar dacă, mă rog, mi se pare straniu, domnul Piedone, care a fost condamnat în procesul colectiv întâi la 8 ani, pe urmă s-a redus la jumătate pedeapsa, pe urmă a fost absolvit de orice vină, dânsul iarăși e cunoscut, are faima cuiva care, deși mai trișează și-a luat carnetul de conducere, nu se știe cum, se duce și dă cu pumnul, masă pe tarabe, pe piețe și așa mai departe. Nu, are un renume public și lumea știe de unde să-l ia. Cei care plac acest profil, trișorul care și-a peșesc carnetul de conducere, dar se duce și dă cu pumnul în pătrunjel, cei care iubesc acest profil vor vota cu Piedone. Da. Unii mai exigenți vor căuta altele. E, doctorul Crăstoiu are această problemă. Acum, pentru că am pronunțat numele colectiv, știți că a fost și dânsul implicat în ceva destul de delicat. Da, e o lebădă neagră, cum se spune în alegeri. E ceva destul de delicat, pentru că dânsul era manager al Spitalului Universitar în acel moment și a fost acuzat de persoane, cum e de pildă doamna Carmen Uscatu, una dintre cele două fondatoare ale construirii unui spital pentru copii bolnavi de cancer. Dânsa l-a arătat cu degetul zicând că din pricina acestui doctor Crăstoiu, trimiterea în străinătate a unuia dintre tinerii care era în clubul colectiv, avea doar 19 ani, a fost întârziată și tânărul ăla n-a mai putut fi salvat. Deci există și aici o chestiune destul de delicată și vedeți, da, îi vom delicată avea în campanie, pentru că sunt convins că cei care au fost afectați puternic de acea dramă din colectiv își vor reaminti. Avem în campanie pe Piedone, care a fost condamnat în colectiv, sigur că între timp absolvit, dar lumea îl știe și pentru aia, și îl avem pe acest doctor Crăstoiu, care a fost prins de disputele de atunci. E ceva extrem de delicat și cred că judecata etică va interveni în scrutinul din 9 iunie.
Altfel, ce să vă spun, în București nu știm prea multe despre ceilalți candidați și Aur a venit cu cineva de care n-a auzit aproape nimeni. E interesant că Aur în lupta asta apare să fi făcut un pas înapoi, nu se mai... Bun, ei sunt mai egalive, da. Așa, pe plan național au câte o vedetă, două, dar n-au armate, cum se spune, de campion. Și amintiți-vă că și în 2020 scorul pe care l-a luat Aur la nivel local, în septembrie când s-au făcut alegeri locale, era derizor, era aproape de scorul pe care l-a obținut și Simion la alegerile europene, nu? Simion s-a prezentat la europene și n-a luat mare brânză. 7 luni mai târziu a devenit vedetă, pentru că în scrutinul național e mai ușor să găsești candidații care sunt la nivel de județ. De ce? Pentru că la locale, știți, sunt peste 40.000 de posturi de ocupat, posturi de consilier și de primar. Deci tu, ca să ai un impact la nivel național, punând candidați în toate aceste localități, trebuie într-adevăr să ai o forță de partid. Și, bun, aparent Aur nu are, nu-mi pare rău că nu are, pentru că nu cred că România are nevoie de turbulență și de radicalism și de extremism și de intoleranță. Și de amatorism, pentru că au dat dovadă că bun, nu acum cunosc foarte multe lucruri. Aici am zărut cu Ciolacu, că bun, mâine, poi mine ne vom trezi cu unii ca el în asemenea întreprinderi, că vedeți, trecele sunt ușoare. Cum îl cheamă? Eugen Teodorovici, care a fost PSD-ist multă vreme, era unul din starurile acestui partid, a virat-o în această direcție, nu? Olguța Vasilescu vine de la PRM, dacă stăm să ne gândim, trecerile de la unii la alții au fost... Da, iar soțul domniei sale este nelipsit pe listele pentru europarlamentare. Iar partidul fondat de Victor Ponta, Pro-România, nu? Victor Ponta, care e actualul consilier al lui domnului Ciolacu, a făcut alianță cu Aur. Pentru Piedone. Da, și a făcut alianță cu Aur. Acum, în acest context, aș vrea să elogiez pe cineva. Nu o fac prea des. Dar în contextul acestui scandal, Pro-România care se pupă cu Aur, doamna Corina Crețu, care a fost printre fondatorii Pro-România, a spus stop, eu de aici mă retrag. Un gest de onoare, ar fi putut să închidă ochii. Corina Crețu, un bun europarlamentar. A fost europarlamentar cu experiență, am fost și colegi chiar în aceeași comisie și chiar am apreciat ce făcea și, în fine, cred că ne estimăm reciproc, dar a făcut un gest rar în aceste... În această perioadă în care turbulențele astea împingă la tot felul de derapaje, ea a spus, eu am un crez politic, sunt o democrată și prefer să pierd orice poziție decât să intru în această comisie. Dar uite, un lucru frumos. Aveți dreptate, subscriu la acest și, exemplu. Trebuie să mai vedem și gesturile astea, pentru că, în fine, asta poate că încurajează pe alții să intre în politică. Știți că multă lume când vede cât de rău arată lucrurile, zice, mai bine mă țin deoparte. Absolut. Uite că mulțumesc foarte mult, domnule profesor Preda, pentru această radiografie. Facem o foarte scurtă pauză și revenim, după cum vă spuneam, astăzi la parchet s-a dus domnul Robert Negoiță cu o plângere împotriva lui Nicu Șordan. Nicu Șordan spune, domnul Negoiță are curaj să se ducă singur la parchet. Sigur, o ironie marca Nicu Șordan. Îl auziți pe Robert Negoiță, va intra în direct de la ora 14. Vă aștept!